Cum consideri tu că ar trebui să decurgă relația noastră? Pe mine nu mă interesează la general, deci vorbim noi doi acum. Cel mai important lucru este comunicarea. Dacă avem o comunicare bună între noi și stabilim unele lucruri dinainte, atunci nu pot apărea probleme. Așa cred eu. Dacă am o problemă, să o spun pe loc, nu să Da, stea să mă gândească sau tu chiar sau... te rog Da, să spui pe loc. e cel mai Ai... important, că aia dacă stă se mulțește, acolo Da, face pui, da. face pui și după aia Bușește. bușește, da, explodează. Astăzi și-a făcut timp mai mult pentru mine. Deci, un început bun, e de apreciat. Eu sunt acasă la mine și atunci eu am tendința tot timpul ca să domin un pic, dar tu mă tragi deoparte. Da, Vezi că eu ești știu, acasă? eu ești acasă, Vezi că ești atinge, la eu am să casă? fiu o veșnică musafiră și m-a trebuit să te poți așa cu mine. Ideea de musafir permanent, da? Da. Dacă, de exemplu, în activitățile mele există o problemă pe care e... Cum consideri tu că ar trebui să decurgă relația noastră? Pe mine nu mă interesează la general, deci vorbim noi doi acum. Cel mai important lucru este comunicarea. Dacă avem o comunicare bună între noi și stabilim unele lucruri dinainte, atunci nu pot apărea probleme. Așa cred eu. Dacă am o problemă, să o spun pe loc, nu să Da, stea să mă gândească sau tu chiar sau... te rog Da, să spui pe loc. e cel mai Ai... important, că aia dacă stă se mulțește, acolo Da, face pui, da. face pui și după aia Bușește. bușește, da, explodează. Astăzi și-a făcut timp mai mult pentru mine. Deci, un început bun, e de apreciat. Eu sunt acasă la mine și atunci eu am tendința tot timpul ca să domin un pic, dar tu mă tragi deoparte. Da, Vezi că eu ești știu, acasă? eu ești acasă, Vezi că ești atinge, la eu am casă? să fiu o veșnică musafiră și m-a trebuit. Cum consideri tu că ar trebui să decurgă relația noastră? Pe mine nu mă interesează la general, deci vorbim noi doi acum. Cel mai important lucru este comunicarea. Dacă avem o comunicare bună între noi și stabilim unele lucruri dinainte, atunci nu pot apărea probleme. Așa cred eu. Dacă am o problemă, să o spun pe loc, nu să Da, stea să mă gândească sau tu chiar sau... te rog Da, să spui pe loc. e cel mai Ai... important, că aia dacă stă se mulțește, acolo Da, face pui, da. face pui și după aia Bușește. bușește, da, explodează. Astăzi și-a făcut timp mai mult pentru mine. Deci, un început bun, e de apreciat. Eu sunt acasă la mine și atunci eu am tendința tot timpul ca să domin un pic, dar tu mă tragi deoparte. Vezi că Eu ești știu, acasă? eu ești acasă, Vezi că ești atinge, la eu am casă? să fiu o veșnică musafiră și m-a trebuit să te poți așa cu mine. Ideea de musafir permanent, da? Da. Dacă, de exemplu, în activitățile mele există o problemă pe care e greoaie, nu pot să o rezolv și îmi crește și mie puțin tensiunea și vezi că sunt agitat, sunt nervos, rugămintea mea știi care e? Să-mi las așa o perioadă de-a mea de liniște în care să și doar după aceea să mă abordez. Să nu mă abordez Dar în acel moment e valabil pentru și în că cazul meu, să știi. e Dacă valabil. da, să nu... Alex. Băi, eu mă duc la treabă, da? Băi, vă descurcați? Da! Succes! Mersi, mersi. Clar că mai pot. Nu am avut-o. Un grămadă de treabă aici, nu? Da, mie aici îmi place la laborator atât. Ai terminat alea de etichetat? Nu. În grijă. E 100 de lei o cutie din aia. 100 de lei? 100 de lei. Aia zi bine. Este asta? Da. Îmi iau o șarfă nouă. Să vedem așa. Ai o eșarfă, o poșetă. Și doar așa un capac peste și atât? Și la frigider? Și la rece, neapărat la rece. Produs biologic activ. Asta înseamnă că Că nu sunt n-are conservanți. conservanți. Exact. Bravo. Uite-mă că ai învățat ceva. Bravo, vină cu tine. Perfect. Avem aici 100, 2, 3, 4, 5, Stai, hai să 6, terminăm toate. Tu deja nu 7. merg bani, nici ne-ai trimis coletele și tu deja nu merg câți bani avem. Cam trebuie să mai lucrăm cu tot depozitul ăsta să facem bani pentru o geantă. Ia zi, draga mea, unde plecăm mâine? 1, 2, 3, 4. Așa de repede să faci bani. 4 stele? Mai adu-te, rog. Eu vreau la 7. Și vrei în dincolo. Dubai direct? Da. Vino, Dubai La pregătită. Dubai. Direct la shopping mergem, la Suceava, la mall. That don't impress me. După micul dejun, Liviu le scoate pe fete la o lecție de zburat, iar ele consimt fericite la așa idee năstrușnică. Hai să mergem acolo până sus, la căpița aia.
Și să stăm un pic așa, să mirosim un pic de fân cosit. Voiam de mult să fie asemenea surpriză. Vreau să mă fac cu vultul. Ia fă un pic, hai să facem un pic cu brațele așa, să vezi ce faci. Cum e? Ce frumos! Hai să zburăm! Ia uite! M-am bucurat foarte tare și chiar mă simțeam în largul meu. Deci eram într-un larg al meu nemai întâlnit până acum. Vreau să așa, să vorbim un pic așa la cald. Cum e? La cald. Adică la răcoare. Cu... Da, să te spui că ești așa de încurat. Păi e... Un mic masaj așa. Nicio problemă. Scumpa geloasă. Ce zici? Dacă începi și ea cu masaje, ce mă fac eu fetelor între voi? Am fost nevoit cumva să întrerup acest moment, rugându-le să facem un moment de meditație. Poți să mă sprijin de tine? Nu mai sprijin nimic. De tine! Hai, da, sprijin-te, da, sigur, așa, sigur. Așa, hai. Stau și de asta, dar stau și la tine. E bine așa? Vreau și eu 15 secunde. De... 15? Da, hai. Dar fără să le numeri. Da. Gata. Și tu la fel. 15 secunde, relax, fără vorbe. Relax. M-a iritat faptul că Cristina nu mai tăcea din gură, era pusă pe șoti, pe joacă, pe gâdileală. De ce am venit aici? Doar să stăm așa, să ascultăm păsările și să... Da, nu știu. Să dacă vorbim, măcar să vorbim cât mai încet, cât mai... Ca să înțeleagă și natura asta ce-i cu noi. Bă, ăștia au venit să relaxeze sau au venit să facă ce fac, ce fac pișentru. Dar ce asociam că faci pișentru? Dacă vorbești mult, da. Te duci în natură să te relaxezi sau duci în natură păi să... Păi da, dar atunci nu mai vorbi. Asta tot relaxezi. Mi-a făcut Liviu observație pe chestia asta că el vrea să stea la un moment de reculegere. Am stat, cât a zis, 15 secunde, moment de reculegere. Știi ce să zice? Mulți spuneau că, bă, am văzut pe chinezi, pe budiști, pe tot felul. Eu zic că, bă, te duci și meditezi în locul ăla, că acolo e un loc foarte așa. Știi ce se întâmplă? Ce aduci tu cu tine în locul ăla, aia te face să te simți ca lumea. Locul ăla deja are. Să fac să... Să tac? Adică tu îmi zici mie că vorbesc mult și acum aia să te face să taci? Pe partea asta hai încercam să relaxez. Tu ce faci? Iar Cristina râdea, vrea așa să facă ceva. M-a prins și ea de umărul ăsta la altul și... Hai că nu știu cum să mai dau cu tine. Bac, vorbesc mult. Bac, tac. Eu vreau să te simți tu bine, să-ți placă aici și să... Să rămâi, cum să spun, să-ți placă în primul rând. Că degeaba eu te aleg pe tine, că îmi place de tine, dar ție nu-ți place să rămâi aici. Înțelegi cum e? Păi nu vezi că îmi place. De-aia mă simt așa bine. Asta și zic. Dacă îți place și te simți bine... Caută să savurez momentul. Păi tocmai că savurez momentele, de-aia sunt așa. Mă gândeam ce să se întâmple pe viitor, dacă ia toate lucrurile în glumă. Simt și nevoia de liniște, într-adevăr, dar când ești unul singur, când suntem mai mulți, vrem să facem ceva, să fie o veselie, că doar de-aia suntem undeva. Ia-mă masa și începeam să mă simt așa de bine și tu îmi spuneai aici de toate. Ce spuneam? Vorbeai și am zis, hai să tăcem un pic. Păi și vorbeam. Nu trebuie să și vorbim. Am venit să ne relaxăm, v-am adus în locul ăsta. Ca să ne relaxăm, uite, nici vântul nu mai bate așa de tare. M-am simțit un fel așa de... Pur și simplu venea să plâng de nervi, că mi-a stricat toată starea. La Umbrărești, când spui dimineață, înseamnă foarte dimineață. Așa e situația. Așa e specificul muncii. Numai că nu-i deloc ușoară trezirea în zor de zi. Bună dimineața! Ce faci, Luiza? Să știi că a început programul meu.
avem de recoltat, de udat plantele și nu să fie foarte mult, câteva ore până dă căldura. Te trezești? Ți-am făcut și o cafeluță. Spre surprinderea mea, am reacționat foarte bine acestei treziri matinale. Ba chiar eram fresh. Bună dimineața! Ce faci? Ai dormit bine? Da. Bine? Ți-am pregătit cafeluța în dimineața aceasta. Doar în dimineața aceasta. Mâine, de mâine o faceți voi. Hmm? De mâine îmi faceți mie cafeluța. Te pune la ce oră? Vedem. Da. Îți mai las timp un pic? Un minut? Da. Chiar mereu vreau un calce. 4 dimineața. Trezești și ăla. Ai un 6 dimineața, dar nu 4. Termină repede. Dacă ne trezim dimineața, termină repede. Așa, mă, o să arăt așa. Vai, te cântă, că o să ajung scândă, scândă. Trebuie bărbat. Ți-a trebuit? Da. Eu visam la ora aia. Și visam dulce. Wow, ce bine. Ca peluța. Da. Mâncăm și o prăjitură. Da, a fost foarte dulce, foarte drăguț. Ne-a așteptat cu cafeaua. Abia așteptam să beau cafea ca să pot după aia să mă machiez. Nu știu dacă am timp de machiat la ora asta. Să-ți iau și o guriță. Nu mă desamăgi cu machiajul. Nu este timp. Ba este timp. Trebuie să mă duc să-mi iau cazanul. Stai un pic, scuze. Da? Am uitat cazanul, da. Grăbește, te rog. În amețeala mea și încă nu eram trezită, normal că am spus în loc de trusă de machiaj cazanul, că eu așa spun, cazanul meu. Vrei să dau și eu? E noua metodă. Ai vrea să dai? E noua metodă de dat fundă-te. Bună. Chiar mă ajut acum, mă trezește. Avem câteva ore de cules. Ce înseamnă? Tragem un pic 3-4 ore și gata. După aia luăm o pauză mică. Doamne Dumnezeu. Cred că n-aud bine. Dacă nu ne grăbim, o să stăm în căldură. Eu nu prea sunt de acord cu machiatul ăsta intens, mai ales dimineața, când de altfel nu mergem la distracție, mergem la muncă. Trebuie să renunți la ceva, ori la cafea, ori la machiaj. Trebuie să plecăm, e târziu. Să renunț? Nu pot, la machiaj nu, te spun sincer. Te trezești repede când auzi de o vacanță sau da, la de fel? Petrecere de vacanță, da, clar. Mă trezesc, da, așa. Ești cea mai tare. Mâine dimineață avem petrecere. În solar. Adică ce înseamnă solar? Să mă bronzez. Cred că n-am băgat de seamă despre ce solar era vorba. A zis, mergem la plajă așa de dimineață, ne bronzăm de dimineață. Abia aștept, solarul îmi place, stau să mă bronzez. Ascultă-mă un pic, nu-i solar de bronzat. Păi de solar ce? Cu plante. Cu plante? Da. Sincer îți spun, suntem în întârziere. Scuze-mă un pic, dar eu nu pot să vin nemachiată. Deci ești chiar chic așa, pe bune. Poftim? N-a mai fost nimeni așa în solar. Când trebuie să mergi la muncă, nu faci lucrurile astea. Părerea mea, acum fiecare... Hai să mergem. Lori, mergem? Sau vii mai târziu? Mai stau un pic. Sper să mă găsești. Nu pot să mai stau. Nu mai. Mai stați un pic. Nu mai stăm. Te așteptăm și pe tine. Să nu mai întârzi, da? Hai că atunci bine. Hai, încerc cât pot de repede și vin și eu acum. Am încredere în tine. Nu mă dezamăgi. Da, nu te dezamăgezi. Acum. Pune acolo peste. Oi, bun, bun. Pe tu știi? La Mărin e mult de muncă, sute de oi, hectare întregi de pământ, dar peste tot ceea ce se întâmplă aici, un singur lucru este mai important, că Mărin își caută femeie și cu așa ceva nu se glumește. Despre așa ceva e de vorbit serios. Marcela, hai să stăm un pic de vorbă. Trebuia să luăm de aici, dar după aceea să stăm de hai, vorbă. Hai că mai facem mai târziu, hai. Sigur, are emoții și nu. Am și eu și... Dar să stau jos, dar așa nu poate, nu-i bun, nu-i bun? Mă înțapă aici toate grunoaile este. Așa. Mă, nu te înțapă în schini și ea în cap. E. Da, Marcela tot timpul s-a plâns, că se înțapă, că... Nu, spini, iarbă. Hai, zi, ce vrei să vorbești cu mine? Na, ce părere ai? Au. Despre mine, despre... activitatea care o am eu aici.
Păi vreau să rămân aici, dar eu știu. Păi la urmă, ce facem noi? Amândoi, ne vom descurca. Aici trebuie muncă. Ori unii muncă. Mă, dacă nu vrei, nu faci. Fiță și că mă înțapă, că mă împunge, că nu și pot ce să dacă n-am voie să zic că mă înțapă, doar trebuie să stau așa. Trebuie să zic ceva, nu? Corect. Păi dacă nu zic tac din gură, mutui mai bine? Nu, la țara asta este. Nu poți să umbli în pantofi și în... Nu, trebuie cizme de cauciuc, trebuie... Nu, pentru țară. Ce părere ai ies? Despre mine, nu, că stau cu familia. Ai vrea să locuiești aici? Dar ce treabă are familia cu tine? Zici ceva? A, noi nu stăm într-o cameră separat. Zic că familia, ei stau separat, cred că nu, doar nu vin peste noi, nu? Că nu că vin peste noi, dar... Trăim cu ei în casă, acum deocamdată trebuie să ascultăm de ei, să... Nu pot să fac eu chiar din capul meu, eu... Nu, am de muncă, am fân, coasă, oi, mulse, treburi. Crezi că ai putea face față aici? Da. Și normal că trebuie să se obișnuiască, dacă vrea și i-ar placea, nu? Pot. Ești sigură? Dacă nu eram sigură, nu încercau. Acum nu știu dacă... Mă vrei sau nu mă vrei, dacă îi place sau nu-i place. Ia, dar tu ai mai avut pe cineva până acum? Mai ani în urmă. Da. Și? Da, am avut la treabă, așa? Relație cu... Na, o fată, era la școală, în timpul vacanței venea aici la mine, m-a ajutat foarte mult. Păi dacă ce-am faci avut treabă, nevoie, faci toate. M-a ajutat și pentru asta îi mulțumesc foarte mult. A fost foarte harnică. A fost tot de la ora șofoșia. Marcela e un pic mai sensibilă. Poate că nici nu fi fost la treburi de astea, la fân sau no, prin păduri, prin... No, nu știu ce să zic. Eu ce fac copiii? Trebuie să-i aduc aici la mine. La tine. Lucrez la ceva la care mă gândesc de multă vreme. Și ăsta o să fie un strat de nutrient. Nu-l mai vântura. Cristina, s-ar fi băgat tot în bălegar? E plină de curiozitate. Fac de dragul lui pentru el. A fost puțin miros de bălegar de șoarece. Sper ca Liviu să aprecieze ce fac eu pentru el. Ce să mui oaie? Nu? O să știi? Ce se pare că eu când vorbesc să-mi dau ochii peste cap, că nu înțeleg. Au fost un pic aprinse, au început să se lupte pentru mine la un moment dat. Cine câștigă? Să mor dacă nu o iau de femeie. Ar fi o idee genială. Adică de mine ce, nu-ți place nu, sau cum? Nu. Da, e nervant. Puțin mi-e frică. N-avem milă, n-avem nimica. Dă-te încolo. Oricum facem ce vreau eu. Ți-ar place așa în trei? Opa! Sunt fete cu posibilități. Se pare că are stofă. Fizice de...